Berlin Film Festival. Bună seara. Bună seara, bun venit, Dan Burlac, directorul acestui festival, a ajuns la cea de-a treia ediție. Să spun, un soi de coleg de brazlă, ceea ce mă onorează foarte tare. Pe mine mă onorează invitația, v-am zis foarte bucuros, urmăresc emisiunile tale, foarte bucuros că azi în sfârșit sunt aici, îmi doream de mult să ajung la tine, uite că Dumnezeu a dat și am ajuns. Da, și întrebasem, de unde îl cunosc eu pe Dan Burlac? Știți de unde îl cunoașteți pe Dan Burlac? De la ProTV. 7 ani a fost corespondentul ProTV la Paris. Exact. Da. Și câte transmisiuni minunate, povestim două vorbe și despre ele. Fața de acolo o cunoașteți, dar Dan Burlac este de-al nostru. Este brașovean, este săcelean și este mocan. Deci, da, foarte important. Să fii mocan, de fapt, nu e de acolo. Da, da, eu știi că francezii au o vorbă, mocane, fier d'être, mândru de a fi, știi, adică exact, nu, Săcele, fostele 7 sate, suntem un grup foarte, mă rog, mândri, deci originile noastre. E săceleanul ăla cu pedigree, care păstrează tradiția, cu bunici mocani. Bunici mocani, cu turme multe și care, mă rog, întemeitori de sate, Săcelele, sat unde s-a născut Hagi în Dobrogea, e făcut de mocanii noștri, că de aia și cheamă Săcele. Săcele lui Hagi, făcut de oameni care au plecat de la noi din Săcele și au întemeiat în Dobrogea acel sat. Deci au o istorie a transumanței extraordinară, da. Ce frumos! Da. Producător de televiziune, producător de film, de fapt un absolvent de arte teatrale și cinematografice. Cinematografie la Paris, am făcut toate studiile, am făcut FEMIS, se cheamă, Fundația Europeană de Métier de Imagine Son, o școală foarte bună de film. Producător, eu am făcut regie, dar mi se pare că pe producție mă dă curmul mai bine. Avem atât de mulți buni regizori, competiție atât de mare. Înghesuială. Cred că e la locul mai bun producător și probabil și experiența dobândită la ProTV, în care, cum spuneam, am produs multe emisiuni și transmisii de la Paris, m-au dus către zona asta, dar poate că într-o zi voi face și un film, nu știu, dar pe producție mă simt foarte deci, bine. Deci încă nu s-a născut filmul Made by Dan Burlac. Nu, dar e pe vine, deci vreau să fac un film de copii, dar asta îmi doresc foarte mult să fac un film destinat copiilor, da. 7 ani de televiziune, se spune că e un microb de care nu scapi, eu exact. N-am scăpat. Exact. Nu, e un microb bun, te formează, televiziunea e un meserie extraordinar de frumoasă, să dăruiești, să informezi pe oameni, să le dai lucruri corecte, frumoase, eu cred că e un har bun, pentru că și un dar bun, pentru că e frumos, adică te simți foarte bine în momentul în care lucrurile tale ajung prin tine la oameni și cred că asta e o poveste. Mi se pare magic și filmul și de asemenea. Da, și eu este, deci magia din spatele camerei, magia de pe marele ecran există. Filmul înseamnă să surprinzi, filmul înseamnă să oferi fantasmi, filmul înseamnă să oferi povești. De aceea filmul este minunat, de aceea el funcționează bine, de aceea fascinează pe toată lumea, de aceea toată lumea vrea să facă film, actorie, regie. E un miracol, e o atracție e magică un miraj, acum. Un miracol mare, da. Și de la tânăra generație, așa cum se întâmpla și la generațiile noastre. Mirajul există, acum sunt mult mai multe posibilități să faci o școală în acest sens, dar mulți chemați puțin aleși, probabil. Da. Dar, eu cred că la noi se întâmplă un lucru minunat. Presa a numit asta nou val românesc și regizorii nu prea acceptă și au dreptate să accepte această denumire de nou val, dar avem un fenomen al filmului românesc extraordinar și uite-te, acum câteva zile a luat premiul Adina, da, care extraordinar. Bun, după aia culim pe cei care iau premii, da, că da, tot românesc este. Asta e la noi, e specialitate, de aia sunt simpatici și de aia... Oare suntem simpatici? Ne consolăm noi așa, da. Măi, se spune că arta se naște și din conflicte. Conflictul trebuie să fie totuși dezbatere, ideea să fie una pe bune. Câteodată se depășesc bornele, cred că s-au depășit în cazul de câteva zile. Dar noi mergem înainte și am mers tot timpul înainte. Nu ne-a speriat pe noi vorbele care ies în târg. În zona de confort nu faci artă. Da. Vorbeam de un Brașov prea puțin cultural și Dan Burlac are curajul să pună diagnosticul ăsta. De ce recunoaștem atât de greu că practic nu suntem unde am vrea? Probabil că nu știm nici noi să comunicăm suficient de bine, probabil că nu oferim ceea ce brașovenii au nevoie, încercăm să găsim o cale de a comunica cu ei, de a-i mișca, de a deveni, de a crea aici o mișcare culturală, pentru că
cu siguranță interesul există, adică Brașovul, deci ce să spunem, școala românească, ce să spun mai mult de atât, prima școală românească, Scheiul, deci în cultura românească suntem poate avem punctul zero. Și am pierdut? Da, da. Lucrurile s-au pierdut, trebuie să vedem de ce, probabil că Brașov se consideră mai mult un oraș de destinație, de weekend, de sport, de, ceea ce nu e rău, sportul e extraordinar. Dar avem teatru, care am înțeles că lumea merge totuși la teatru și dar teatru filarmonică, operă, dar nu uite festivaluri, mă uit la Sibiu, Sibiu tot orașul respiră, nu, când e festivalul de film și tot ce se întâmplă acolo are o caricatură, Craiova, Bucureștiul, Clujul, nu mai zic. Ei, eu cred că noi putem fi și suntem cumva la fel de interesanți, trebuie să găsim numai noi formula prin care să-i scoatem pe oameni, să-l oferim probabil produsul care să-i scoată din case, dar eu consider și nu-i mă părerea mea, vorbim foarte mult în jurul nostru, un oraș cultural cu nuanțele și cu, mă rog, cu accepțiunea care trebuie dată acestui cuvânt, dar greu se mișcă Brașovul. Produsul care se scoată brașoveanul din casă. Da. Alpin Film Festival s-a născut în acest sens, în această Alpin idee. Alpin Film Festival s-a născut în dragostea de munte, adică există o vorbă. Mocanul ăla din Săcelă, iubea muntele. Crescut pe munte, când eram mic, mergeam, țin minte, la Sân și... La Șapte Scări, la Piatra Mare, unde... Da, mergeam în Ciucaș, mergeam în Piatra Mare, în bun loc care era deasupra noastră, Babarunca, Tesă, la toată regiunea, mă rog, dar și... Fiind băiet pădurii cu trei ram. Exact. Era foarte fain. Eram pionier pe vremea aceea, ne duceam, era concursul Busola de Aur, care marcam trasee turistice și noi cei din Săcele chiar eram cei mai buni, am luat de vreo 2-3 ori Busola de Aur. Deci am fost crescut pe munte, cumva. Există o vorbă a unui mare poet francez care spune că să mergi pe munte înseamnă să mergi acasă. Vorbele astea mi-au rezonat tot timpul în casă, adică a merge pe munte înseamnă a merge acasă, tot timpul te simți acasă și cred că de aici a plecat dorința de a face, din numeroase mele periplori la festivalurile de film și din surpriza de a descoperi că la noi în România nu există un festival de film de munte. În lume există 28 de festivaluri de filme de munte reunite în International Alliance for Mountain Film Festival. De aceea ce se întâmplă la Brașov e vizionat practic din Patagonia până în Nepal, pentru că suntem într-o rețea care toată lumea este atentă la ce se întâmplă aici. Numai noi că nimeni nu e profet în țara lui. Și deci din Patagonia până în Nepal, uite că mai puțin Brașov, la noi acasă. Da, mai la Brașov, la poalele tâmpeși. Păi uite, noi Brașovul, apropo de Brașov, România de fapt, până anul trecut eram singura țară europeană neasociată, singura, când zic singura, neasociată Asociației Europene a Cluburilor de Turism Montan. Este incredibil. De-abia anul trecut noi am intrat într-o asociație europeană care reușește absolut toate țările pentru asociațiile și Brașov nu mai... Brașov, tot zic Brașov. România anul trecut a intrat și a devenit membru acestui... Brașov este inima Carpaților. Brașov vrea să are o cultură montană extraordinară, adică pentru că tot ce e pe o rază în jurul Brașovului e asociat muntelui. Și muntele, toată complexitatea lui, sportiv, cultural, antropologic, mocănesc, dacă vrei. Brașovul e, într-adevăr, e situat unde este situat, în această curvură a Carpaților, deci cred că poate fi considerat ca un punct zero. Sau într-o cușmă răsturnată, așa. Și spunem noi și binecuvântată. Mă uit la mesajul de pe tricou și poate facem așa puțin plovărul să citim. Și îi rog pe colegii mei să focalizeze. I don't need therapy. I just need to go to the mountains. Deci nu am nevoie de terapie, am nevoie doar să merg pe munte. Da. E adevărat, adică să știi că terapie... Are legătură cu festivalul? Este doar un mesaj, este un call to action, adică e un mesaj care cred că mergeți pe munte, faceți mișcare, iubiți muntele, respectați-l, păstrați-l. Mulți se tem de munte sau îl profanează cu conduri nepotriviți, cu îmbrăcăminte nepotrivite, muzică. Asta e partea tristă, din păcate. Muntele totuși e deschis tuturor, e ca la biserică, oricine poate să meargă, nu? Deci are... Și muntele este făcut pentru toți, pentru cei care nu se duc în acel munte de performanță, în trekking, în alpinism. Are pentru toată lumea ceva la dispoziție și pentru cei care nu pot face un efort deosebit și pentru cei care sunt pregătiți și pot face efortul deosebit. Muntele este darnic și ne oferă pentru toți cei
care îl iubesc diverse niveluri de a-l accede. Spuneam că pentru mulți care nu cunosc și care nu ajung să iubească, muntele înspăimântă, mai ales că aproape an de an auzim de jertfe pe care muntele le cere. Chiar anul trecut am urmit micuța din Râșnov. Da. Eu am fost premiat la noi la festival, țin minte, Emanuel Nora au luat două premii pentru toate performanțelor. A fost trist, da, Dor Popescu, sora Crinei, Coco Popescu. A fost o dramă și apoi și cam în fiecare an e un soi de tribut al muntelui. Și peste tot, și numai la noi, adică și în alte, dacă ne uităm la știri, și în Franța unde locuiești și în Himalaya, bine, dar acolo este alt nivel. Muntele câteodată zică, se supără când îi tulburi liniștea și nu-i respecti regulile. Alpiniștii spun că muntele nu se cucerește, muntele se urcă. Deci, cuceritul e un pic cam e o trufie, muntele se urcă și muntele se respectă. Trebuie să fii pregătit. De-aia există noțiunea de cultură și educație montană, de sunt ghizii montani, sunt salvamontiști pe care trebuie să-i ascultăm, sunt oameni care au idee despre cum muntele trebuie urcat și care trebuie probabil mai mult ascultați, dar să știi că e destin. Oamenii care vorbeam de tragedia anul trecut erau pregătiți, dar așa s-a întâmplat atunci, că nu erau chiar oameni care știau despre ce e vorba. Faptul că sunt loviți oameni care știu, dar ce este foarte interesant este că ei nu renunță la munte. Deci ei știu, știu că... Nu ai cum să renunțe, astea sunt jertfe și accidente. Lumea merge la mare, se mai neacă, sunt lucruri care din nefericire se mai întâmplă. Trebuie să fii atent și... Și să iubim muntele, ne răsplătește. Ne răsplătește cu splendoare, ne răsplătește cu candoare, ne răsplătește cu mult. Din paradisul ăla pierdut spre care jinduim noi. Eu așa văd. Și popasul care te duci, de-aia cabanele, potecile, deci numai rezonanța acestor cuvinte este una care te liniștește când vorbești de popas, de potecă, de cabană, deja îți dă o stare, adică te pune într-o stare. Și muzica aceea de cabană. Și iată îmbinate toate acestea, deci practic în Dan Burlac, un profesionist al camerei, un împătimit al muntelui, un urmaș al mocanilor. Deci din amalgamul acesta, din toate câte puțin, s-a născut Alpin Film Festival. Alpin Film Festival, care este nu numai film, este și carte și fotografie. Un festival al muntelui, în adevăratul sens. Un festival al muntelui, da. Deci, cultură și educație montană. În centru. Cine? Dan Burlac, da? Ce? Festivalul de film montan la Brașov. Da. A treia ediție. E a treia ediție. El e cumva itinerant la Bușteni. Sunt evenimente legate de alpinism. Avem o gală alpinismului pe 3 martie, unde vor veni cei mai buni alpiniști din țară. Tema galei din acest an, oamenii premierilor, vom premia prima oară când s-a făcut ceva în alpinism. Deci niște pionieri ai alpinismului românesc sau... Românesc, da, numai român. Avem invitați din străinătate, dar noi vom da premii. Ei nu primesc premii. Ei nu primesc premii, ei sunt invitați. Vom avea italien, vom avea scoțian, Victor Sandor, care a fost de 14 ori pe Everest. Este președintele Asociației Ghizilor Montani din Europa, deci un om care și un scriitor foarte cunoscut. A scris multe cărți despre munte. Despuneam Bușteniu pe alpinism, predealul pe partea de mișcare, de sport, avem niște competiții sportive de schi, da, avem și schi de tură și partea de carte, fotografie și film aici la Brașov, la noi. La Reduta. Și în Poiana avem, e locația nouă de anul ăsta. În Poiana vrem să prezentăm, va fi ziua National Geographic, în Poiana care vom proiecta filmele de National Geographic și o întâlnire a celor care doresc cu Zsolt Toroc și Vlad Căpușan, care au reușit una cele mai mari performanțe din ultimul timp alpinismului românesc. Au urcat pe Cerro Torre în Patagonia, în Argentina, au deschis o cale românească de câteva săptămâni în Cerro Torre, care este cel mai tehnic vârf pentru alpinism. Există un traseu românesc numit Camino Rumeno, scos de acești doi băieți minunați, Vlad Căpușan și Zsolt Toroc. Și la Bușteni vom face și premiera filmului expediției. Va fi un moment cu siguranță foarte gustat.
Deci sunt dense evenimentele, da, sunt dense și mulți oaspeții. Mulți oaspeți din străinătate vin. Avem, acum mi-a venit în minte că vorbeam și insist asupra acestui lucru, deschidem festivalul cu probabil cel mai minunat concept de televiziune românesc, Izolați în România. Uh-huh. Este imediat o să oferim câteva cadre. Da, mulțumim pentru... Da, este extraordinar, sunt foarte bucuros pentru că ador ceea ce au făcut Dita, Dine și echipa. Înțeleg că în fiecare lună s-a filmat... Cei mai izolați oamenilor, dacă se poate spune oamenii cătunelor, uitați. Să vedem câteva imagini cu ajutorul colegilor noștri. Băi, mă! Băi, mă! Lasă-l îmbețe și lucru, tu lucru nu-l găsești, gazbeți. Dar asta nu o mai găsești tu. Nu o mai vedem numai în cea lume. Și atunci nu te cunoaște. Omul pe pământ, un călător. E un călător, e minui. Numai călător. Corpul ăsta omului e lut, dar scânteaia dumnezearească se duce sufletul la Dumnezeu. Tot ce-s trecute, tot e trecător pe lumea asta, nu e nimic. E un vis. Așa că acum te-ai culcat de seara și te scoli dimineața. Am început această uzină de acum 30 de ani. Asta cu roata asta. Scoți în câta curent și noi să ne iluminăm. Am învățat unul de la altul ăsta. Nu produce un curent mare, dar când un bec să te lumini în casă. Nu-mi puteți mă grijă. Păi eu mi-am pe clăm de așa. Ia să fie de mamă. Agregat. Ia să fie de mâine mai mare. Păi ia vezi. Mă ai grijă că cad pe foc. Ia vezi că puseii mele. Trebuie. Dar nu-i topier, mă. Tot îl mai lasim. Că... Nu, că-i fiert. Pe cine mai vede câinile ăștia iară? Eu nu știu. La vreme bașile să mă bată norocul, cum mă dă de mă. Mă mulțumesc cu puțin, că tam cu aia mă împart. Da, viața e o potecă, deci oamenii ăștia există, da, oamenii ăștia așa trăiesc, da, așa cum trăiau și cu niște secole în urmă. Așa, exact, cred că suntem de-aia prințul Charles adoră, cred că la noi. El descoperă lucruri care au dispărut. O lume dispărută și cu valori extraordinare, vorbele lor sunt extraordinare. Ai văzut cum trăiesc, ți se pare extraordinar că acum, în 2018, dar există oameni așa... Ei nu știu de internet, de nici televizor, nici electricitate, nu? Își produceau exact, ei acolo. Exact, nu mai zic de mâncare, de medic, sunt oameni care au crescut în armonie cu natura și au găsit energia, ai văzut că sunt în vârstă, adică ei au... Chiar dacă, din punct de vedere, poate traiul lor nu e bun, uite că Dumnezeu le-a dat zile și sunt acolo. Nu-și doresc altceva, nu? Nu. Pentru ei, dacă ajung jos, e bai. Adică nu... Și-au pierdut paradisul, cum spuneam. Foarte interesant. Deci, izolați în România, înțeleg că sunt în fiecare lună s-a filmat, în fiecare anotimp, deci într-o astfel de locație. Când este proiecția filmului? 28 februarie la Reduta. Miercuri seara, deci... E filmul celor 12 episoade. S-a realizat un film care cu siguranță va fi de mare succes, cred eu, în România. Și cine a realizat acest film? Dite Dinești de la TVR Timișoara. Mă gândesc că sunt producții cu care puteți merge în toată lumea. Asta e și intenția, să ne ducem, vrem să facem un pachet, să ne ducem cu ele într-adevăr în toată lumea.
avem un program cu Institutul Cultural Român să mergem, mă rog, în, la Paris, la mine, sigur. Dar, da, e un program deci, care... La mine e și Săcele și Paris. Da. Da? Un cetățean european adevărat. Da. Europa este mică. Mocanu tânjește după Paris și la Paris tânjește parizianul după Mocan sau cum? Cred că metoda și modul de a gândi este cel francez, adică și dacă mă întreb deci ceva, francesca eu gândesc... gândire. Da. Dar sensibilitatea și atașamentul și valorile morale sau ceea ce m-a construit de la din lumea mocănească vine. Și iar cu mica paranteză, mocanii... Deci un mocan la Paris. Mocan la Paris, da. Și l-am cunoscut pe Cioran datorită acestui, că Cioran auzi că-s mocan cumva și va căuta și el îi știa neamul, era neam pe care, mă rog, el îi știa și l-am cunoscut și am avut enorm șansă să stau lângă el. Și neamul ăsta se pierde în negura timpului. În negura timpului, da, sunt oameni. I-am găsit până, mă rog, secole 17-18, încă n-am avut timp să mă duc mai în spate, dar... E o istorie fascinantă. Istoria este fascinantă în general și istoria noastră a românilor din jurul Brașovului cred că este fascinantă. Nu ne-o cunoaștem suficient de bine, iar eu... Deci istoria românilor din țara Bârsei consider că este fascinantă. Adică noi am fost aici zona Scheiului, zona Săcelului. Sunt niște izvoare asupra cărora nu știu, s-au plecat de-a lungul timpului istorici, dar cred că în ultima vreme noi n-am mai știut să ne aplecăm. Am devenit foarte superficial. Sunt puține cărți despre asta. Dar, e păcat să pierdem, pentru că sunt lucruri care sunt fundamentale pentru construcție. Punem în film. Da. Filmul este mai accesibil e un mod de a... pentru tânăra generație, pentru cei mai puțin dorni să se aplece asupra cărților, așa cum se întâmplă în generație noastră. Să mai vedem un fragment dintr-un film care va fi prezentat tot în cadrul Festivalului de Film Alpin, Europe's Last Nomads. Da, care s-a filmat și în România, apropo de vezi cum se leagă. Da. Despre turme, despre mocani. Da. Turme, mocani. Da. N-avem trei turme de miei cu trei ciobănei, dar avem... Avem șapte. Avem șapte sate. Șapte sate, da.
Da, în timp ce se derulau aceste minunate imagini, imaginea care face câte 1000 de cuvinte, veneau și amintirile lui Dan Burlac. Deci dacă nu se făcea producător de film, da, rămânea... Acolo, da, să fiu, nu? Deci dacă era să respect tradiția, nu știu dacă ar fi fost rău, poate că ar bunicul fi fost a fost mocan, deci părinții au păstrat... Au păstrat... A, deci prima generație care s-a desprins. Tatăl meu a fost primul care s-a desprins, așa. După aia cu carte, noi am fost practic primii, cum se zice, dar... neamurile până la noi erau într-adevăr, se ocupau, au mai rămas, mai am rude, dar cumva tata s-a dus prin și s-a dus într-o zonă care o numim educație, deci educația vine și de zona din care am plecat. Da. Cuvintele cheie erau acolo, nu? Da, prietenie, viață, moarte, valoare. Deci, păi, se pare că tata când m-am născut aici la Brașov, a făcut pe, cum se cheamă, când ursitor și a zis că cioban sau ministru te fac. Asta a fost vorba lui, ce că m-a luat în prima mea întâlnire cu tata și a fost. Ministru, da, s-a făcut până la urmă băiatul lui, pentru că iată, da, Europa e mică ambasador, și un ambasador al imaginii, al filmului. Deci destinul ăsta a fost și destinul încă se derulează. Da. Deci, a treia ediție la Brașov. Cui datorăm faptul că Brașovul, împrejurimile găzduiesc acest festival, că aici trebuie să pună cineva sufletul și cineva banii, cineva creierul, cineva... Da. Entuziasmul brașovenilor a funcționat, de aia și venit la Brașov, am... Nu doar dragostea de casă și patriotismul local. De casă, da, deci, nu, păi Brașovul vrea să se instaleze, cum spuneam, ca inima Carpaților, deci primăria ne-a ajutat, primăria din Predeal, primăria din Brașov, Convenția Carpatică, cei care, cum spuneam, vor să... Brașov poate deveni sediu Convenției Carpatice, ne-a ajutat foarte mult Agenția Metropolitană, Dragoș, ne-a ajutat foarte mult și Dan Dinu, Dragoș, care este un mare brașovean de-al nostru și care e unul din pilonii festivalului, care se ocupă de partea de fotografie. Extraordinar fotograf, da. El va face o expoziție în care va putea fi admirat în Piața Sfatului, APA se cheamă, chiar mâine o instalăm, înainte să intrăm să vorbeam cu Dan, cu cei mai buni fotografi, știi pe Dan. Expoziția e disponibilă în centru, în Piața Sfatului. Pentru anumeții ăștia, așa. Măi, da, am prins o vreme care... Dar e belșug. Expoziția rămâne și anul trecut, când am avut expoziția, când am avut cea mai mare audiență din țară, pentru că a fost epoca manifestărilor de stradă și Brașovul tot care ieșea în stradă se uitau la expoziția noastră. Păi, avem și niște acum, nu suntem departe, da. Nu suntem departe. Deci, audiență aveți și de la stradă și, de fapt, ieșiți și în întâmpinarea străzii, văd, îi aduceți și în sala de spectacol, îi aduceți și pe profesioniștii muntelui și pe iubitori și pe novici și pe învățăcei. O stare de spirit, o emulație. Educație, ateliere de educație, avem educația pentru turism montan în colaborare cu Academia de Studii Economice, avem cu cei de la Propar, cu Erica, care probabil că și-a fost la tine, vă face arii protejate, fortărețe ale culturii montane, avem bucătăria muntelui, bucătăria muntelui, dar vorbim polonezi, care ne vor găti ca în Carpații polonezi. Ce specialități ucranii. De-abia așteptăm să descoperim și noi, vom vedea dar ce ne vor oferi. Munte, ce bucate ale muntelui românii, ce considera fi bucate ale muntelui? Gulașul este acea specialitate făcută cu mămăligă și cu Balmoș este unul din cele mai cunoscute. Și avem cârnații și toate brânzeturile. Noi avem un mini târg al produselor care au apelațiunea de produs montan. Sunt numai 27 în toată România până la ora asta. Multe sunt din zona noastra Brașovului, mai ales brânzeturi. Frații Cățean, ce succes au avut. Și chiar au făcut o acțiune cu Transhumanța, apropo de acest mixaj între cultură, tradiție și vremuri moderne. Bucătăria este o cultură și noi ar fi fain să promovăm și că noi nu avem altă bucătărie, bucătăria montană până la urmă, oamenilor care au umblat pe munte și acolo e foarte bună, e foarte apreciată cei care vizitează țara.
Deci, iar la anul vrem să mergem un pic mai... Acum facem un soi de pilot al bucătării montane, dar nu chiar vrem să chemăm pe toți din toate cele 8 țări, carpatine și din alte țări, să facem și acest schimb de... Un, poate, și un festival al Carpaților sau al... Da, cei de la Convenția Carpatică vor să ne propună să devină festivalul Carpați. E o chestie care o vom vedea mai încolo. Deocamdată trebuie să instituționalizăm, să devenim pe picioarele noastre. E a treia ediție, suntem cumva la început. E cumva într-un regim gherila, independent, se așează, dar crește și asta e cel mai important. Adevărat. Și pe lângă faptul că muntele e terapie, care ar fi un alt mesaj de suflet, așa, de la un munțoman care a străbătut lumea asta? Și... Să facem mișcare. Mișcarea este foarte importantă. Mișcarea, muntele ne extrage un pic din toată, nu-i găsesc, stresul care viața citadină, ceea ce facem, ne duce, și muntele brusc ne pune într-o bulă și reușim pentru momentul ăla când suntem acolo să ieșim cumva din toată această agitație, să ne oferă tot timpul peisaje altele. Deci dacă te uiți de 5 ori într-un loc, ai descoperi că de 5 ori e diferit, vei fi surprins, vei fi cucerit. Dar trebuie să-l iubim, trebuie să-l protejăm, trebuie să-l apărăm și pentru că nu, e responsabil. Și niciodată să nu-l cucerim. Niciodată nu-l cucerim, dar niciodată nu. Doar să-l cucerim, iubim. Să-l iubim, să-l iubim, să-l respectăm și să-l apărăm. Foarte frumos. Deci de miercuri, Festivalul Muntelui, Alpin Film Festival la Brașov și în împrejurimi, Dan Burlac și prietenii lui ne așteaptă. Film, carte, expoziție, și fotografie. Și anul centenarului, muntele care ne unește. Putem să mergem un pic... Munții ăștia ne-au ținut uniți până la urmă. Exact, exact, exact. Asta e cunoscută ca suntem. Da. Aici rămânem cu munții noștri. Mulțumim, Dan Burlac, pentru prezență, succes acestui frumos eveniment. Suntem convinși că așa va fi. Să mai punem o piatră la temelia unei tradiții care să dea așa Domnul să fie una felicitări pentru ce faceți și pentru brașoveni, e minunat. Ne unim forțele. Ne unim forțele. Doamnelor, domnilor, Dan Burlac, organizatorul, directorul Alpin Film Festival, care începe miercuri la Brașov, oaspetele meu în această seară, la Mix TV, la Mix Actual, la Radio Brașov, Onelia Pescaru. Sunt o seară excelentă tuturor!